Da, foarte puțin, deci anumite cuvinte, dar nu ca să poartă o conversație. Cum caracterizezi evoluția echipei până acum? How do you see the evolution of the team till now and his performance? Good question. Now we are good. We have good atmosphere in team. One important player come back in team. I think about Mota. He was always like a positive part of the team. Now we are good. Every game better and better will be. And I think now time to come to show something better. Fortunately, acum suntem ok, avem o atmosferă foarte bună în echipă, a revenit Mota, care nu a jucat în fiecare meci, era o când juca, când nu juca, și cu timpul vom fi mai buni. Fortunately, on side, I don't want to forget injured players, who is very important. Captain Giotto, Laurențiu, Dorin. This is three very important players, and we miss them. But we must play with the players who is on the court. Will be tough, but I think good time coming, because we must show something, and we have to play in this playout good better than. Din păcate avem trei jucători accidentați, capitanul Giotoiu, Laurențiu Dinescu, Dorin Dragnea. Sunt o parte importantă a echipei, dar sperăm că să-și revină cu timpul și să facem o figură, să terminăm cu succes campionatul și eventual play-off. Te-ai gândit la viitorul tău, în handbalul românesc, la energie eventual? You think about your future in the Romanian handball, energia maybe? Yes, of course, but I think in this moment this is not important. How many is important to play out and Cupa României? Da, desigur, dar în momentul ăsta cred că este important să terminăm cu bine play-out-ul și Cupa României. Ești tentat să continui la energie? Dacă cineva propune? You're tempted to continue your career in energie? Mm. If you get any proposal? Yet I didn't speak with nobody. We will see what's happened. I say now is important game to game. Nu a vorbit cu nimeni încă, este important ce se întâmplă în continuare, meci după meci, meci cu meci. Care e obiectivul tău personal în acest final de sezon? What is your objective in this part of the season, last part of the season? Objective? What is objective? I don't know. In play-out everything is possible, because we have to play against, I think, Steaua, Suceava, maybe Temișvar. We can win every game and we can lost every game. It's everything is possible. Nu știu ce să spun despre chestia asta. În play-off jucăm cu Steaua, Suceava. Putem să câștigăm orice meci, putem să pierdem orice meci, orice este posibil. Problema ta personală, cum te afectează în teren? Your personal problem affects you on the court? No. If you think about my wife is better. And now I'm a little relaxed, and I can think about game, about sport, and do 100%. Nu, dacă vă referiți la soția mea este mai bine, acum pot să mă concentrez doar la jocul meu și la sportul pe care îl practic.